care e problema și ce vreți noastră exact de la doamna Fodor? Răspunsul la problemele care le-am discutat cu dânsa, cu ajutorul pentru copii, cu ajutorul din spatele blocului și lămuririle cu construcțiile legale, cu tot ce s-a întâmplat, cu toate poveștile de 2 ani de zile care le-am povestit peste tot și n-am niciun răspuns. Răspunsurile care mi s-au dat la fel ca primul. Că-i construcție ilegală, că lucrez pe terenul domeniu public, lucrez datorită faptului că am 3 copii, am contracte de muncă. Nu lucrez așa că vreau să lucrez, lucrez că am cerut un ajutor să mă explicați, să mă ajute altfel. Că de servici nu mă pot lăsa, am copii de crescut. Noastră, ce, ce lucrați acolo unde v-au dărâmat? Am lucrat mecanic. Am înțeles. Da, dar au fost și cei de la mediu, au fost și cei de la peste tot, au venit, i-au trimis și de la primărie și de la poliția locală și n-au găsit absolut nimic. Am procesele verbale, că n-au găsit mizerii, n-au găsit gălăgii, nu sunt gălăgii. Este un singur om care face chestia asta, că de-aia am ieșit în stradă astăzi, că sâmbătă, la fel am făcut ceva ca să pot să supraviețuiesc. Că știți foarte bine salariile din România și copiii cu nevoi, că au olimpiade, au tot felul de concursuri, învață foarte bine și trebuie să muncesc ca să îi țin în școli. Că știți foarte bine și problemele astea. Și a venit și mi-a spus, el face tot ce vrea el, că lucrează în primărie, că el e proiectul lui, că lucrează, că face alee pietonală, care aleea pietonală nu se va putea finaliza pentru că dă într-un bloc fără niciun. Dar cine v-a spus, un angajat al primăriei? Păi așa zice, că e angajat al primăriei. Am înțeles. Că el a făcut proiectul, el face. Că am chemat și poliția sâmbătă, că m-a nebunit de cam, îmi sperie copiii. Am priceput. E un om, nu știu, fără, nu știu, nu înțeleg. Și în spatele blocului, amenajările ce s-au făcut cu asociația și cu locatarii. Bun, avem pozele care sunt, că nu e niciun garaj, nu e niciun ce se zice, care de fapt și cei de la mediu au sesizat și nu e niciun garaj, nu e nimica, e lor amenajat frumos, în cât foarte frumos, cum s-au amenajat mai multe blocuri în Sibiu. Am priceput și noi să sperați cu doamna primar să rezolvați azi. Păi să rezolvi ceva. Dacă nu, stați în greva foame. Păi stau până numai, păi pentru copii. Pentru cine să stau? Că pentru mine nașta aș pleca. Sau măcar să-mi zică, să le zică copiilor mei, plecați, că sper să plec. Că nu mai e de stat aici, nu mai pot să stau aici.